Traseele montane au fost deschise, așa că turiștii nu s-au lăsat așteptați. Chiar dacă peisajul a fost parcă desprins din anotimpul iarna, mai multe persoane au ales să petreacă în acest weekend la munte. În weekendul acesta, foarte mulți turiști au venit deci, pe Valea Ialomiței, mai precis la cabane de la Hotelul Peștera, a fost ocupat la capacitate maximă, cabana Apadima la fel și celelalte pensiuni. Ieri am avut o vreme capricioasă, deci într-o singură zi, 4 anotimpuri, în jurul orelor 1:13-14, a început să ningă, ca miezul iernii, undeva pe aici, pe contur, pe Blana, a trebuit să împinge la câteva mașini care au rămas înzăpezite. Traseele turistice din zona noastră sunt deschise, în afară de traseul spre Vârful Omul, Valea Obârșiei și Vârful Omul. Zăpada fiind foarte mare, deci și pericol de avalanșe spre Vârful Omul. Deci de la Ciardac în sus, zăpada măsoară în jur de 30-40 de centimetri. Turiștii români, dar și veniți de pe alte meleaguri, au preferat să viziteze peștera Ialomiței, obiectiv de care au rămas impresionați. Foarte mulți turiști la peștera Ialomiței, deci ieri au fost, la un moment dat se formase o coadă de 50 de oameni, a trebuit să îi selectăm, adică să băgăm pe rând în grotă. Astăzi sperăm iar la fel număr mare de turiști. Grota este foarte frumoasă, ea a fost refăcută recent, înainte nu era atât de mare, scările erau din lemn, nu erau din... Este un material plastic. Din plastic. Ai văzut altă grotă mai frumoasă decât asta? Nu. Este pentru prima oară când o vizitez și am fost foarte plăcut surprinsă. La grotte était à quelques moments étroit et des fois très grande. C'était joli. Es un sitio muy bonito. Hay diferentes alturas, alguna vez está en la cabeza, pero está súper bonito y esto en España no está. Y es bonito de ver porque es una nueva experiencia para mí. La grotta es muy grande y bella, es muy alta y visitarla es muy bella. Totodată, salvamontiștii le recomandă turiștilor să vină echipați și să aleagă traseele ușoare și accesibile deplasării.